La sfârșitul anului 2012, aproximativ 1300 de copii aveau părinții plecați la muncă în alte țări. În majoritatea cazurilor, minorii au rămas în grija rudelor, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj, Gheorghe Zisu. La sfârșitul anului 2012, avem înregistrat un număr de 1233 de copii, căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, copii care fac parte din 1048 de familii. Familiile sunt cu doi părinți, cu un singur părinte sau cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Ponderea cea mai mare este cu un singur părinte plecat din familiile cu doi părinți. Reprezentanții DGASPC Gorj vor prezenta la sfârșitul acestei luni un nou raport în privința numărului de copii cu părinți plecați în străinătate. Până în data de 20 ale lunii următoare fiecărui trimestru, noi trebuie să raportăm situația la minister. Până în 15 o primim de la primăriile din teritoriu, o centralizăm și o raportăm la minister. Cea mai mare pondere de minori cu părinții plecați din țară se regăsește între vârsta de 10 și 13 ani, fiind vorba de 444 de copii.